Deschidem Sfintele Scripturi la Epistola către Filipeni, capitolul 2, citim de la versetul 12 până la 30. Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Haideți cu respect și cu atenție să ascultăm cuvântul Scripturii. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă voi bucura cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Nădăjduiesc în Domnul Iisus să vă trimit în curând pe Timotei ca să fiu și eu cu inimă bună când am să am știri despre voi. Căci n-am pe nimeni care să-mi împărtășească simțirile ca el și să se îngrijească într-adevăr de starea voastră. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos. Știți râvna lui încercată, cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Pe el, dar, nădăjduiesc să vi-l trimit de îndată ce voi vedea ce întorsătură vor lua lucrurile cu privire la mine. Și am încredere în Domnul că în curând voi veni și eu. Am socotit de trebuință să vă trimit pe Epafrodit, fratele și tovarășul meu de lucru și de luptă, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Căci dorea fierbinte să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit pentru că aflaserăți că a fost bolnav. Cei drept a fost bolnav și foarte aproape de moarte, dar Dumnezeu a avut milă de el. Și nu numai de el, ci și de mine, ca să n-am întristare peste întristare. L-am trimis dar cu atât mai în grabă ca să-l vedeți și să vă bucurați iarăși și să fiu și eu mai puțin mâhnit. Primiți-l deci în Domnul cu toată bucuria și prețuiți pe astfel de oameni, căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Amin. Să ne așezăm. După ce Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 2, prezintă în primele versete modelul suprem, iar modelul suprem era și este Domnul Iisus Hristos, după ce ne arată cum a renunțat, s-a dezbrăcat de slava lui și a coborât pe pământ și a luat chip de rob și s-a făcut asemenea oamenilor. Dumnezeu asemenea oamenilor. Nu se putea mai jos. După ce arată cum a murit cu moarte de cruce și cum Domnul l-a înviat și apoi l-a înălțat ca să fie singurul nume în care putem fi mântuiți. După ce arată așadar atât de frumos despre modelul suprem din care noi nu am citit acel fragment, în mod intenționat nu l-am citit, dar după ce îl prezintă pe Hristos, apostolul oferă trei modele umane, trei modele tangibile, trei modele care înseamnă oameni reali care trăiau cu Hristos. De aceea, îngăduiți-mi să intitulez mesajul din această dimineață modele de urmat, dar modele umane de urmat. Modele în care, cum vom vedea în cele trei, s-a reflectat chipul Hristosului întrupat, chipul Hristosului crucificat, înviat, înălțat la ceruri. Modele, adică oameni care îl oglindesc pe Hristos.
Înainte de a spune trei lucruri despre fiecare din cele trei modele, îngăduiți-mi să fac o foarte scurtă introducere. Când omul e mic, își ia model aproape orice adult care iese în cale. De aceea, uneori, copilul are modele bune și uneori n-are modele bune. Câte vreme ne trăim prima copilărie, aproape toți adulții din preajma noastră ne devin modele. De aceea copilul știe să imite atât de bine adulții, începând cu părinții, frații mai mari, prietenii, vecinii, colegii, etc. Pe măsură ce avansăm în viață, pe măsură ce se maturizează copilul, va fi mai selectiv în alegerea modelelor și nu o să-și mai aleagă, sper, orice model. Deja va fi pătimit copilul în urma unor anturaje nepotrivite, deja va vedea că îi dă cu minus anumite relații și că anumite lucruri, în loc să-l ducă la bine, îl duc la rău. Și va alege, odată cu maturizarea, binele. După ce copilul devine matur, adică devine adult în toată în regulă, cum noi aici majoritatea suntem adulți, devenim și mai selectivi în alegerea modelului. Și riscăm ca să fim atât de selectivi și de exigenți, încât să nu mai găsim între cei cu care interacționăm aproape niciun, ziceți, model. Asta este lupta adulților. Să nu se mai conformeze nimeni, pentru că la fiecare găsești câte ceva, pentru că nu e Hristos, e un model uman, supus acelorași slăbiciuni ca și tine. Dar dificultatea maximă se spune că nu o trăim la vârsta adultă. La senectute, după ce trecem de 70 de ani, la senectute ne va fi cel mai greu. Pentru că dacă Dumnezeu ne dă viață lungă până acolo spre 100 de ani, cu sănătate, cu minte, cu conștiență, zice că după 70 de ani ne vine și mai greu să găsim modele, pentru că mulți dintre cei de o seamă cu noi s-au dus. Nu putem căuta modele în cei mai în vârstă ca noi, pentru că ei nu mai sunt, noi suntem deja în vârstă. Și atunci trebuie să facem cel mai greu lucru, să ne găsim modele între cei mai, nici și frică să spunem, între cei mai tineri. Să ne confesăm la oameni mai tineri, să ne deschidem inima înaintea unor oameni mai tineri care n-au experiența noastră de viață, care n-au văzut câte am văzut noi, care n-au trăit câte am trăit noi. Nu vreau să vă descurajez. Din această mică introducere încercam să spun că pe măsură ce avansăm, ne este tot mai greu să găsim modele de urmat între oameni. De aceea vin în ajutorul dumneavoastră cu aceste trei modele reflectate așa de frumos în această ultimă parte a capitolului 2 din Epistola către Filipeni. Primul model se găsește între versetele 12 până la 18, iar acest model este însuși Apostolul Pavel. După ce vorbește despre Hristos, cum ziceam, atât de frumos, apostolul coboară cu picioarele pe pământ și se oferă cu multă smerenie pe sine ca model bisericii din Filip, începând cu foarte multe îndemnuri, cu o exortație, adică cu acele motivații pe care Pavel le face: fiți continuatori, fiți perseverenți, cum ați fost ascultători, rămâneți ascultători, faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără șovăieli, aveți o viață de mulțumire. Dedicați-vă Domnului, trăiți ca niște lumini în lume. Și după ce îndeamnă despre toate acestea, priviți împreună cu mine, vă rog, la versetul 17, versetul 16, ultima parte, unde spune: țineți sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat și nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, ca o libație, peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Finalul versetului 16 are cuvântul cheie pentru acest model, Pavel. Zice: așa să trăiți, nu cumva să fi alergat și să mă fi ostenit în zadar. Pavel este model de osteneală, model de sacrificiu.
Model de alergare, model, cum se descrie pe sine la un moment dat, zice că mă lupt, dar nu ca unul care dă cu pumnul în vânt, ci mă lupt cu sens, cu scop, cu reguli. Mă lupt cu viziune, cu proiect, cu strategie. Nu mă lupt ca unul care și-a pierdut mințile, care și-a pierdut noțiunea de realitate, care uită cine e, care uită cu ce se confruntă, dar mă lupt. Și osteneala, noțiunea aceasta de osteneală, cum o vedem pusă chiar în textul biblic, și noțiunea aceasta de jertfă, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură, mi-l prezintă pe Pavel ca un mare apostol, ca un mare ostenitor. Știți că într-o altă împrejurare, lăudându-se puțin, el zice: eu nu sunt vrednic să mă numesc apostol, pentru că am prigonit pe cine? Biserica lui Hristos. Și trebuie să mă decid, ori sunt prigonitor, ori sunt apostol. Cam greu într-o singură persoană. Toți l-au iertat pe Pavel că a fost prigonitor. El nu putea să uite asta. Era parte din biografia lui, care nu mai pot să o ștergi. Știați că sunt lucruri care nu se pot șterge. Știați că una dintre definițiile vieții sună așa: viața înseamnă să desenezi fără radieră. Ori asta deja devine complicat. N-ai voie la radieră. Adică nu mai poți să ștergi. Ce ai desenat rămâne. Prigonitorul Saul din Tars a fost iertat de Dumnezeu și de toată comunitatea. Nimeni nu și-a mai dus aminte de cine a fost el înainte, dar el, ce eleganță, ce noblețe, ce înălțime, ce simți, ce zmerire. El a zis: nu sunt vrednic, îl port numele, dar nu sunt, că am fost prigonitor. Apoi spune: dacă stau totuși bine să mă gândesc, am lucrat mai mult decât toți. Și face o comparație aproape riscantă între el și ceilalți apostoli care au umblat cu Hristos. Apoi se corectează, spunând: totuși nu eu, ci cine a lucrat? Harul lui Dumnezeu. Harul, Hristos, Duhul, dar agentul uman, elementul uman este de neînlocuit, pentru că Duhul nu lucrează impersonal în istorie, ci lucrează cu persoane, cu oameni imperfecți, plini de slăbiciuni, dar care se curățesc mereu, care se schimbă mereu, care se educă mereu, care se pregătesc mereu, care sunt mereu acolo la un maxim de potențial. Pavel spune: am lucrat decât mai mult decât toți. Și prin acest am lucrat indică ostenială. Citiți, vă rog, de asemenea, mai ales în 2 Corinteni, unde există câteva versete în care Pavel vorbește despre greutățile slujbei și unde arată prin câte ostenel, spune: prin ostenel, prin posturi, prin privegheri, prin lacrimi, prin bătăi. Și toate acestea arată trudă, arată ostenială, arată un efort extraordinar pe care Pavel l-a depus. Așadar, priviți, vă rog, spre acest model și să privim împreună, iar Pavel este un model de ostenială. Ne aducem aminte de fondarea bisericii din Filipi, potrivit Fapte 16, 12 la 40. Nu stăm să mai citim, doar vă povestesc. Oricum ne place mai mult să vă povestesc decât să citim. Și mie îmi place să mi se povestească. Pavel vrea să meargă într-o parte, în alta, Duhul îi stă împotrivă. Într-o noapte are o vedenie, un bărbat din Macedonia zice: trece în Macedonia și ajută-ne. Ajunge în Filipi, care era una dintre capitalele provinciei Macedonia. Acolo caută o sinagogă, probabil o găsește închisă, probabil nu se întrunise numărul de bărbați ca să se poată deschide în sâmbăta aceea. Totuși, caută în continuare și din informație în informație ajunge la un grup de femei care se adunau pe marginea unui râu, undeva în apropierea orașului, pentru rugăciune, femei cu cernice. Nu se lasă intimidat, predică Evanghelia, acolo, în contextul acela. Una dintre ele își deschide inima, îl primește pe Domnul și este botezată. Numele ei era Lidia, vânzătoare de purpură. Apoi, o femeie, o fică, stăpânită de un duh necurat, umblă după ei și strigă prin cetate. Printr-un concurs nefericit de împrejurări, ei ajung să fie închiși, Pavel și colegul său, închiși în temniță. Acolo în temniță știți bine că Domnul îi eliberează și temnicerul stă să se omoare, să se sinucidă, pentru că i-a pierdut pe deținuți, credea. Temnicerul, el și casa lui, nu numai Lidia, se întoarce la Domnul și se botează.
Și ultimul verset din acel capitol 16 este un verset parcă ca un epilog din acela frumos, un happy end, în care în casa Lidiei se întrunesc cu toții noii convertiți, echipa lui Pavel, și așa începe biserica din Filip, căreia Pavel îi se adresează. Ce putem spune așadar, dragii mei, câteva lucruri despre osteneala lui Pavel? Există trei elemente aici. În primul rând, observați încredere. Elementul numit încredere. Pavel zice, versetul 12, împrejurările în care mă găsesc, adică închis la Roma, mai degrabă au lucrat la înaintarea Evangheliei. Osteneala mea se clădește pe încredere în providența lui Dumnezeu. Toți căutăm împrejurări favorabile, dar dacă ar fi să slujim numai când avem împrejurări favorabile, n-am slujit aproape niciodată. Toți căutăm să se alinieze planetele ca să cântăm o cântare, ca să ținem o predică, numai că planetele nu prea se aliniază. Și când ceva ai, ceva îți lipsește. Și când ceva știi, ceva nu știi. Și când toate merg, ceva nu merge. Sper că v-ați obișnuit cu această parțialitate a lucrurilor, din care nu vom putea scăpa niciodată. Știu că nu e o veste bună. Trebuie să învățăm să trăim cu asta. Să trăim că mereu vom avea lucrurile în mod parțial. Că acum, nu numai că știm în parte, acum și avem în parte și trăim în parte. Noi sperăm să fie totul deplin într-o zi. Și să le trăim pe toate până la capăt, în deplinătatea lor. Pavel se încrede în Dumnezeu, împrejurările sunt providențiale, nu sunt bune pentru el, este în detenție, dar zice, lucrează acestea la înaintarea Evangheliei. Adăugați lângă încredere mărturie, Pavel spune, în toată casa împărătească, în pretorium, toți știu că sunt pus în lanțuri din pricina lui Iisus Hristos, ceea ce e o mărturie puternică. Iată o osteneală însoțită de încredere, de mărturie și mai putem pune apologie. Uitați-vă împreună cu mine în versetul 15, 16. Unii propovăduiesc pe Hristos din pismă, din duh de ceartă, alții din bunăvoință. Aceștia din urmă lucrează în dragoste ca unii care știu că eu sunt însărcinat cu ce? Cu apărarea Evangheliei, ceea ce înseamnă apologie, apărare. El apără Evanghelia, apără vestea cea bună. Iată-l pe Pavel, model de osteneală. Al doilea model, de la versetul 19 la 24, este Timotei. Timotei. Cred că știm ce înseamnă Timotei. E un nume foarte frumos. Vine de la Time, care înseamnă onoare, prețuire, și Theos, care înseamnă Dumnezeu. Și este un fel de timeteos. S-ar putea traduce prin prețuire pentru Dumnezeu. E frumos numele acesta pentru că îl conține pe Theos, mai sunt și alte nume cu Theos, dar acesta chiar e un nume teoforic, adică îl poartă chiar pe Dumnezeu în nume. Ei bine, Timotei este un model de ascultare. Priviți la versetul 22. Știți râvna lui încercată? Cum ca un copil cu tatăl lui a lucrat ca un rob împreună cu mine la înaintarea Evangheliei. Și aceste frumoase formulări, ca un copil cu tata, se referă la vremurile acelea în care aproape toate meseriile erau manuale și de obicei meseria tatălui devenea meseria fiului. Iar de mic tata îl lua pe lângă el într-un fel de ucenicie informală și îl învăța pe copil cum să facă toate, când e mare se poate duce mai departe meseria, afacerea. Și imaginea este frumoasă, cum un copil stă pe lângă tata și învață și prinde totul. El a stat pe lângă mine cu foarte multă ascultare și a lucrat nu ca un copil, ba mai mult, a lucrat ca un rob, da, ca un rob, ca un sclav. A lucrat împreună cu mine pentru înaintarea Evangheliei. Toate acestea trimit, cum bine ați observat, la un model de ascultare. Dacă Pavel e model de osteneală, Timotei e model de ascultare. Ne aducem aminte de Fapte, capitolul 16, primele trei versete care descriu convertirea și recrutarea lui Timotei. Ne aducem aminte că era din Listra și din Iconia, unde frații îl vorbeau de bine. Ne aducem aminte că era fiul unei iudeice credincioase și a unui tată grec. Ne aducem aminte de formarea lui inițială. Pavel, după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, că toți știau că tatălui era grec. Oare ce înseamnă aluzia? Toți știau că tatălui era grec. Înseamnă că tatăl s-a opus circumciziei la vârsta de 8 zile, cum se făcea. Tatăl n-a vrut ca fiul lui, chiar dacă soția lui era iudeică,
ca fiul lui să devină evreu prin circumcizie. Și acolo sigur au fost mari dispute despre care textul nu vorbește, le putem intui. Probabil că Timotei a crescut într-o atmosferă mixtă, problematică, similară cu cea în care cresc toți copiii, în care un părinte merge la biserică, altul nu merge, nu contează la care biserică. În care un părinte crede, celălalt nu crede, poate își bate joc. Cei care au crescut în familii de felul acesta vor înțelege mai bine ce spun. Ceilalți, e o poveste frumoasă. Dar Timotei se pare că a crescut într-o asemenea familie. Timotei, iată-l, după ce Pavel îl ia și la o vârstă deja înaintată, să zicem așa, adică era un tânăr în toată regula, îl trece prin acea operație, care nu era pentru vârsta aceea, dar o face în vederea înaintării Evangheliei, pentru că s-ar fi întâlnit cu prea mulți evrei care ar fi pus la îndoială credibilitatea lui Timotei în contextul acela evreiesc, iarăși greu de înțeles pentru noi. Dar Pavel sluja într-un context în primul rând evreiesc. El, precum Domnul, a venit cam la oile pierdute ale casei lui Israel și apoi și-a deschis inima către neamuri. Timotei este așadar un model de ascultare, trei lucruri și despre el. Putem spune că în ascultarea lui Timotei este multă responsabilitate în slujire. Versetul 19. Nădăjduiesc să vă trimit pe Timotei ca să fiu și eu cu inimă bună când o să am știri despre voi. Responsabilitate în slujire. Adică îl trimit pe Timotei că el se comportă foarte matur și el îmi va aduce știri corecte despre voi. Am încredere în el pentru că e un băiat, e un slujitor, e un tânăr responsabil. Ne plac asemenea tineri, ne plac asemenea frați și surori. Pe lângă responsabilitate adăugați fidelitate în relații. Vedeți versetul 20, prima parte, zice apostolul atât de candid: n-am pe nimeni care să mă împărtășească simțirile ca și el. Și acolo la simțiri puteți spune sentimente. N-am pe nimeni care să mă înțeleagă cum mă înțelege el, dar nu la nivel informativ, ci la nivel sentimental. El îmi împărtășește, rezonează cu mine, este fidel gândirii mele, simțirii mele. Și mai adăugați, vă rog, multă consecvență. Consecvență în vocație, am zis. Versetul 20, partea finală, spune: n-am pe nimeni care, în final, să se îngrijească cu adevărat de starea voastră. Îmi place acel cu adevărat de starea voastră. Ceea ce arată o anumită consecvență. Timotei este model de ascultare pentru că e responsabil, e fidel, e consecvent. Să luăm acest model și acest model și să învățăm să facem multă ascultare, cu multă smerenie, că în ascultare de Domnul și de oamenii lui Dumnezeu stă succesul slujirii noastre, succesul vocației noastre. Nu vă puteți imagina să vă slujească vreun slujitor pe aici care nu aparține nicăieri, nu vă puteți imagina. Nici nu se întâmplă că nu-l invităm, vreau să zic, nu vă punem într-o asemenea situație. Dar dacă s-ar întâmpla, scăpări pot fi. Cineva care nu se raportează la nimeni, nu știe nimeni de el. De câte unul nici nevasta, prin diaspora aud povești din astea. Nici nevasta nu știe pe unde el. Asta mi se pare aproape penal, aproape... Cum să nu știe? Pe unde umblă misionarul? Mishoinarul, desigur. Nu ne putem imagina că cineva ar putea sluji oricum, atât mai mult prin predicare, dacă nu e integrat undeva, dacă nu se rușinează de cineva. Dacă nu dăm deolaltă un pic, adică să ne vedem grimasele, zâmbetele, toate cele. Să ne vedem. Să ne mai ciocnim, să ne mai... Nu este altfel de slujire. Nu-i valabilă. Nu-i valabilă. Slujirea este forma cea mai bună de maturizare creștină. Nu te poți maturiza cu adevărat numai când slujești. Când începi să faci ceva pentru Domnul, te faci mare în Domnul. Înțelegi ce n-ai înțeles. Simți ce n-ai simțit. E minunat. Dar totul sub ascultare. Dacă Hristos a ascultat, să ascultăm și noi. Dacă Timotei a ascultat, să fim și noi ca Timotei, să ascultăm. Că în ascultare se ascunde binecuvântarea noastră. Al treilea și ultimul model, Epafrodit. Versetele 25 la 30. Epafrodit este un model de jertfă. Priviți la versetul 30. Căci pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte și și-a pus viața în joc,
ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Despre Epafrodit nu știm atâtea lucruri cum despre Timotei, însă aflăm totuși acest element al jertfei, al sacrificiului, și iată-l pe Epafrodit în descrierea aceasta a apostolului Pavel ca cel care își pune viața în joc, își riscă viața într-un moment despre care nu știm detalii, ca să împlinească, zice Pavel, ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Probabil i s-a întâmplat, spun comentatorii, ceva într-o călătorie spre Pavel, mergând spre Pavel. Poate a contactat o boală, un virus, poate a avut un accident, poate a fost bătut de tâlhari, poate s-a întâmplat ceva fizic cu el. Deducem că fizic s-a întâmplat. Și el cumva își pune viața în joc pentru Pavel și pentru cauza Evangheliei și se aduce pe sine în mod conștient ca o jertfă, fiind la limita morții. De asemenea, știți bine că a fost bolnav, cum spune textul, și poate boala aceea are legătură cu acest și-a pus viața în joc. Sigur că toți ne îmbolnăvim până la urmă, toți trecem prin boli, mai devreme sau mai târziu, mai grave sau mai puțin grave, curabile sau incurabile. Toți trecem prin boli, pentru că dacă ai trup, ai o grămadă de povești de-a lungul vieții cu trupul acesta. Ei bine, toți trecem prin boli, doar că boala lui Epafrodit se pare că era legată de misiunea lui. Și că dacă n-ar fi fost așa de silitor și de râvnitor, nu s-ar fi îmbolnăvit. Cel puțin de boala aceea. Pleacă uneori frații în misiune și se întâmplă un accident mergând în misiune. Normal că primul gând îți vine, mai bine nu s-ar fi dus în misiune. Corect. Pe de altă parte zici, totuși să pățești așa ceva în drum, în misiune, mi se pare că e mai nobil decât să mergi în concediu, adică să pățești când mergi în concediu. De aceea când mergem în concediu nu prea ni se întâmplă nimic. Că nu are nicio miză. Pe când dincoace ești în lucrare. Ești în lucrare. Câte un slujitor contactează în timp o boală cronică pentru că s-a dedicat foarte mult bisericii pe care a slujit-o. A pus prea mult, dincolo de limite. Dincolo de limite. Și ajunge într-o situație de felul acesta. Evident că spui, n-ar fi trebuit să ajungă aici. Trebuia să le facă mai cu măsură. Dar odată ce a ajuns aici, boala aceea e o boală aproape solemnă, înțelegeți, în raport cu o altă boală care nu știi de ce a venit. Măcar asta știi de ce a venit. Măcar știi cam ce ai încălcat. Și ai făcut-o pentru o cauză nobilă. Sunt boli de o anumită noblețe, sunt morți de o anumită noblețe. Asociate, asta vreau să spun, fără să vă întristez, asociate cu lucrarea, cu vocația, asociate cu Domnul, cu cauza Evangheliei, cu înaintarea Evangheliei. Epafrodit este un model de jertfă, iar jertfă nu înseamnă să-ți crești copiii, să le porți de grijă, asta o faci pentru că trebuie să o faci. Jertfă nu înseamnă că mergi la serviciu și te dedici acolo, normal că mergi, doar trebuie să aduci ceva la sfârșitul lunii acasă. Jertfă cu adevărat înseamnă ceea ce faci nu pentru tine, ci de fapt ceea ce faci exclusiv pentru cine? Pentru Domnul și pentru semenul tău. De aceea la jertfă suntem destul de slabi și de reticenți și de comozi. Și ni se pare că, asta ni s-a și băgat în cap pe la predici, că și eu am crescut cu doctrina asta, am și predicat-o câțiva ani la început, asta îmi pare de rău, bine că nu s-au înregistrat predicile. Asta mă bucur că nu a fost tehnologie. Pot trăi mai ușor cu asta. Ne s-a băgat în cap că asta e cruce, când te supără nevasta, cum zise fratele Daniel, sau te supără soțul, asta e cruce. Aia nu-i cruce. Aia nu-i cruce. Aia este cotidian. Cotidianul, umanul. Nu sări repede la cruce. Aia nu-i cruce, stai, așteaptă. Aia e cruce, că copilul nu știu ce. Că nu-i cruce. Noțiunea de cruce, aia pe care trebuie să o purtăm noi, despre care vorbește Mântuitorul, are legătură exclusiv cu suferința noastră pentru Domnul. Despre Domnul. Dacă noi nu suferim despre Domnul și pentru Domnul, ne facem cruce din toate. Avem cruce și cu biserica, și cu păstori, și păstori au cruce cu membri, și atâtea cruce avem aici. Nici o cruce nu avem. Astea toate sunt naturale, știți, umane. Cruce este când pentru Domnul, când te-ai străduit să faci ceva măreț pentru Domnul și te-ai străduit să faci bine și o ieșit cum? Rău. Tu ai plecat cu gând bun și ai fost înțeles cum? Greșit. Cine n-a pățit asta? Mai ales în lucrarea Domnului.
Când predici într-un fel și frații te înțeleg, eu din ăstea pățesc, te înțeleg altfel. Unii dintre ei sunt drăguți și măcar spun, alții nu spun. Păstrează acolo în inima lor. Ușor poți fi înțeles greșit. Când în interacțiunea legată de slujire, de jertfă, tragi de câte unul, de altul, să fie mai jertfitor, mai silitor, mai... și în loc să-l faci, să-l așezi pe cale, să supără pe tine, zice că ai ceva personal cu el, zice că ai ceva cu el și cu neamul lui, dar ce să ai? Că tu n-ai decât cu neamul tău ce ai. Să ai cu neamul lui. Logică nu ai. Dar ai vrea cumva. Priviți la Epafrodit ce înseamnă jertfa lui, înseamnă disponibilitate. Zice Epafrodit, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele. Auzi, trimis și slujitor, disponibilitate, Epafrodit, cel disponibil. Priviți la sensibilitatea lui, zice că dorea fierbinte să vă vadă pe toți, că era foarte mâhnit pentru că aflase, pentru că, zice, voi aflaserăți că el a fost bolnav și se gândea că sunteți întristați și vrea să vină acum să vă arate că este cum. Că chiar așa era, din bolnav s-a făcut sănătos, pentru că Domnul a avut milă de el. Să aibă Domnul milă de toți bolnavii noștri, ca de Epafrodit. Și apoi să ni se arate și ei ca Epafrodit și să fie mâhniți că noi am fost întristați și să vină să ne aducă prilej de bucurie. Și mai adăugați, vă rog, curajul. Zice că a fost bolnav și foarte aproape de moarte. L-am trimis ca să-l vedeți, să vă bucurați iară și să fiu și eu mai puțin mâhnit. A fost aproape de moarte, dar el a fost curajos, îndrăzneț, în boală, în neputință, în încercare. El a rămas consecvent vocației lui, chemării lui. Iată, dragii mei, trei modele. Pavel, Timotei și Epafrodit. Închei cu un gând care aș vrea să ne și pregătească de rugăciune. Nu putem trăi doar cu versetele din Scriptură, ele rămân totuși impersonale, sunt niște versete, niște texte. Nu putem trăi doar cu relația nevăzută cu Dumnezeu. Relația cu Biblia este impersonală, pentru că Biblia înseamnă text. Relația cu Dumnezeu este nevăzută, pentru că nimeni nu l-a văzut pe Dumnezeu. Meditați, vă rog, la gândul acesta. Nu putem trăi impersonal și nevăzut. Ne mai trebuie ceva. Avem nevoie de chipuri umane, de oameni reali din generația noastră, din preajma noastră, din familie și din afara familiei. Oameni care întrupează versetele și care ni-l fac vizibil pe cine? Pe Dumnezeul cel nevăzut. Nu subestimați modelele. Suntem contemporani cu sfinți, trebuie doar să-i vedem și să intrăm în părtășie cu ei. Apoi, să luăm din trecut și avem sfinți până la Sfinții Apostoli, tot avem și relatări despre ei. Nu putem trăi viața de credință impersonal numai cu versete și nu putem trăi nevăzut numai cu Dumnezeul pe care nu-L vedem. Avem nevoie de o interfață, de ceva pe care putem atinge, putem auzi, putem interacționa, de oameni reali. Să avem modele și să fim modele. Asta ar fi normalitatea. Haideți să ne ridicăm. Ne vom ruga pentru acest lucru atât de înalt. În același timp, dragii mei, familia Madar, Liviu și Dorina sunt recunoscători bisericii că le-au fost alături la despărțirea de mama lor cea dragă, de mama noastră dragă, spune biletul. Așadar, mulțumesc, această familie mulțumește bisericii pentru că a fost alături la funeralii, în rugăciune, în gândul cel bun. După știința mea, sunt cel puțin două familii care în săptămâna aceasta au pierdut pe cineva drag din biserica noastră. Cel puțin. Aș vrea ca în această rugăciune finală și de mulțumire, cum se cade, să ne rugăm și pentru cei îndoliați, ca Domnul să mângâie inima lor și să le dea nădejdea învierii, nădejdea reîntâlnirii pe plaiurile cerului. Cu toții stăm înaintea Domnului pentru cei triști, cu ochii plânși, dar și mulțumim pentru dimineața aceasta.